seara, stimați telespectatori, vedeți că zâmbesc, mă aflu la liceul Emil Bota din Adjud, unde doamna director a fost foarte drăguță să mă invite, pentru că vrea să ne comunice ceva, are un proiect Erasmus deosebit, cu invitați din Turcia, din Iugoslavia, din sau Serbia. Cum se cheamă, din Serbia, da, da. Mă bucur foarte mult să văd că există o colaborare între școlile din lume până la urmă, nu? Că acest Erasmus, probabil că de-aia s-a înființat, da. Ca să adune colegii, să adune profesorii din toată lumea. Bună seara, doamna director! Spuneți, vorbiți-ne câteva cuvinte despre acest proiect și cum a apărut el aici, la dumneavoastră. Ne aflăm în mijlocul primei mobilități a proiectului Erasmus, aprobat anul trecut la 1 noiembrie 2021, ce va dura până pe 30 octombrie 2023, iar în perioada 15 octombrie-21 octombrie-2022 are loc prima mobilitate din cadrul proiectului, la Colegiul Național Emil Bota Adjud, școală coordonatoare acestui proiect KA220, Tolerance In, Violence Out, alături de partenerii noștri din Turcia și Serbia, care au stat timp de o săptămână în școala noastră, în orașul nostru, și care au cunoscut toată zona Vrancei. Activitățile au la bază toleranța, incluziunea, egalitatea de șanse, anti-bullying-ul și stereotipia la locul de muncă. Stereotipia la locul de muncă. Spuneți-mi, cine v-a dat ideea ca să vă alegeți subiectele astea? Pentru noi, la Colegiul Național Emil Bota, este primul proiect de acest gen și ținând cont că bullying-ul are loc aproape în fiecare zi în cadrul elevilor, ne-am dorit să implementăm aceste noțiuni de anti-bullying și anti-violență, iar ca și produs final vom avea o revistă, de asemenea o broșură, prin care vom evidenția practici anti-bullying. Și asta broșura când? La sfârșitul? La sfârșitul proiectului, adică anul viitor, în octombrie, va apărea. Spuneți-mi, rog, cum funcționează acest proiect? Deci, au venit în vizită, vă duceți, da, în vizită? Da, aceasta, așa cum am spus puțin mai devreme, aceasta este prima mobilitate în România, iar la sfârșitul lunii noiembrie, un grup format din 2 profesori adjudeni și 6 elevi ai colegiului vor pleca în mobilitate în Serbia. În luna mai 2023, un alt grup format din alți 2 profesori și 6 elevi vor pleca la cea de-a 3-a mobilitate a proiectului în Turcia, în Istanbul. În Serbia vom vizita o școală din orașul Niș, iar în Turcia este vorba despre o școală din Istanbul. Deci la Istanbul o să stați. Frumos, beautiful. Da. Când v-ați gândit să vă înscrieți pentru acest proiect? Și cum a decurs? Ideea scrierii acestui proiect ne-a venit anul trecut la început de an școlar. Am depus actele către Agenția Națională. Norocul nostru a fost că acest proiect a fost aprobat din prima, fără niciun fel de problemă. După care am luat legătura cu partenerii noștri și am stabilit inițial prin întâlniri online cum se vor desfășura activitățile, pentru că nu este vorba doar despre aceste 3 mobilități. Activități au loc în fiecare lună din cadrul proiectului, în toate țările, bineînțeles. Da, spuneți-mi, rog, de ce Turcia și Serbia? Dumneavoastră v-ați ales partenerii? Da, noi am ales țările, iar dintr-o bază largă de date au fost selecționate aceste 2 școli. Cum vi s-a părut că au reacționat invitații dumneavoastră? Puțin mai devreme am avut feedback-ul final alături de cadrele didactice. Recunoaștem că am pornit un pic temători în această experiență, fiind prima mobilitate, fiind școală coordonatoare, dumnealor având la bază alte proiecte implementate, iar noi nu, am fost temători, însă după discuția pe care am avut-o puțin mai devreme, am concluzionat că nici ei nu se așteptau la
ca totul să fie să decurgă foarte bine, ca toate activitățile să fie pe deasupra așteptărilor dumnealor. Deci au fost încântați. Au fost foarte încântați, da. Am încercat să transformăm orașul Adjud, un oraș atât de mic și poate nesemnificativ pentru unii, într-un punct important pe harta județului Vrancea. De ce spuneți că un oraș mic e un oraș frumușel, Adjudul, din ce frumușel, în ce mai frumușel, corect. Din ce în ce mai tranzitat, uneori prea tranzitat. Prea tranzitat, nu? Dar vom rezolva și problema aceasta. Sper că o să fie o centură în curând. În curând, da. Cine au plătit toate, au fost niște costuri, probabil ca să primiți musafirii așa sunt cum trebuie. Sunt fiecare școală parteneră. Noi am primit o sumă de bani din partea Uniunii Europene, sumă pe care am împărțit-o la trei. În momentul în care banii au fost virați în contul colegiului, noi am distribuit fiecărei țări partea sa. A, deci e împărțit la trei. Serbia, Turcia și România. Da. Iar acești bani sunt o parte pentru implementare, pentru management, și o altă parte pentru mobilități, pentru momentul în care noi vom pleca în cele două țări partenere. În care țară plecați prima dată? Prima dată plecăm în Serbia, luna viitoare, la sfârșit, și apoi la anul, în primăvară, în Turcia. Ați mai fost în Serbia? Nu. În Turcia, da, dar în Serbia nu. Și trebuie să mulțumesc pe această cale și tuturor sponsorilor și colaboratorilor noștri, cât și echipei de implementare. Recunosc că a fost o săptămână plină, cu foarte multă muncă în spate. Nu a fost ușor, dar se pare că ușor am reușit să o scoatem la capăt. De asemenea, nu toate cheltuielile din proiect sunt eligibile. În schimb, alături de anumiți oameni de afaceri din Adjud, am reușit să ne organizăm încât musafirilor noștri să nu le lipsească absolut nimic. Unde au fost cazați? Sunt cazați la o pensiune de lângă Adjud. De acolo ne-am ocupat noi cu ajutorul transportului oferit de către Primăria Municipiului Adjud și pe această cale aș dori să mulțumesc domnului primar Florin Nechifor. În fiecare dimineață, cât și seară, un microbuz a fost la dispoziția noastră, a fost pus la dispoziția noastră pentru a ajuta musafirii să fie transportați în condiții foarte bune, să nu... Foarte frumos și mă bucur că, stimați telespectatori, că aici la Adjud, cum spunea doamna directoare, într-un orășel mic. Nu e un orășel mic, e un oraș frumos. Aveți un parc aici excepțional și nu numai. Un oraș care o să dezvolte din ce în ce și iată, și prin această combinație, să spun, între colegii noștri profesori de aici și cei din Serbia și din Turcia, orașul o să fie cunoscut mai mult și țara noastră o să fie cunoscută mai mult. Și județul Vrancea, cel mai frumos județ din lume, da. Vrancea pitorească, așa o să fie cunoscut și tratat la adevărata lui valoare. Așa cum v-am promis, stăm puțin de vorbă și cu colegii noștri, profesori din Serbia și din Turcia, care au venit aici la colegiul Emil Bota din Adjud. Mi-au făcut un reproș că am spus de două ori liceul teoretic, este colegiul. De câte vreme este colegiul? De 8 ani, cred, aproape 8 ani de când suntem colegi. Mea culpa, asta e. Spuneți-mi cum vă numiți. Mă numesc Izabela Boncea, sunt profesor de limba engleză la Colegiul Național Emil Bota și sunt și coordonatorul de activități în cadrul acestui proiect. Cum ați acceptat, doamnă, ideea de a fi coordonator, de a vă implica în acest proiect care, cum spune românul, nu-i dând drum? Să știți că nu ne-a fost ușor. Ne-a fost ușor să alegem, da? Să facem acest proiect, dar nu ne așteptam să fie atât de greu. În schimb, pe parcursul activității și pe parcursul planificării activităților am descoperit că chiar ne place. Vă place? Și ați invitat oameni foarte drăguți, am văzut, din două țări deosebite, și Turcia și Serbia sunt niște țări deosebite. Eu am fost, în Turcia n-am fost, dar în Serbia da, la Belgrad am fost și foarte frumos, foarte frumos, și oameni deosebiți. Mi-o prezentați pe doamna, cum vă numiți? Natasha Crstici. De fapt, pardon, stau așa, deci Natasha Crstici. Ce predă doamna? She's a primary school, e învățătoare, da. Cum vi s-a părut, doamnă, vizita la noi în România? What do you think about the visit to Romania? Oduševljena sam. Can you translate from Serbian, please? Because she cannot speak English very well. Nu știe. I'm delighted with Romania. Stai puțin, da. She said that she was delighted with Romania.
Tradutul? Yeah, yeah, she is in English. Ah, îi spune doamne. Yeah. Because I cannot understand da, Serbian. Da, înțeles. Vrlo ste ljubazni, neposredni, odlični domaćini. Oamenii sunt foarte bine primiți aici, da, iar gazdele au fost minunate. Da. E prima dată când doamna vine în România? Is it the first time you come? Da. Yes. Da. 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 Cu ce gânduri ați venit când ați venit? With what thoughts have you come here? Spune-i, doamne, da. Kojom misli si došla ovde, kako su ti očekivanja bila? Da upoznam rumunsku kulturu, narod, vaš sistem obrazovanja. I've come here to meet a lot of people and of course to see very beautiful places. Vorbește românește, că noi vorbim pentru telespectatori. Am venit aici ca să cunosc oameni minunați și să văd locurile minunate ale României. Deci v-a plăcut în concluzie. So da. You liked it. You liked da. That. Yes. Da? Yes. Yes. Ok, ok. Domnul profesor. Hello. Cum vă numiți, vă rog? What's your name? My name is Igor Georgievich. I'm a professor of physical education. Ah, frumos, fizică. Yeah. Oh, nice. Da, prima oară... Physical education, sorry. Educație fizică, foarte frumos. Uh-huh. Prima oară în România ați venit? Is it your first time? Yes, this is my first time in Romania, yes. Cum vi se pare România? What do you think about Romania? It's fantastic, really. The states, people, all of it. Ați fost bine primit aici? Have you been welcome here? Have I been? Welcome. Yeah. They are very kind people, all of them, especially Principal Leah and Isabel, and I told them sorry earlier, I don't feel like a guest here. Foarte frumos și pare bine. Sunt minunați aici, în special doamna director Leah și profesoara Isabela și da, m-am simțit minunat aici. Mai veniți? Are you going to come again here? I hope so. Da. Mulțumesc. Doamna? I'm an English teacher, Milica Mladenović, from Serbia, from Niš. I'm the president of NGO, School for Future, and I applied together with these two schools from Turkey and Romania for this project. Sunt profesor de limba engleză și de asemenea președintele unei organizații non-guvernamentale din orașul Niș și am acceptat acest proiect și m-am implicat în activități. And I involved the primary school Ratko Vukičević from my city Niš. Sunt în colaborare cu această școală primară din orașul Niš. What is the name of the school again? Ratko Vukičević. Yes. And we are very happy to be here and we are very happy to work on this project because the topic is very interesting and very important in these modern times when we... Okay. În aceste timpuri moderne, tema violenței și a bullying-ului sunt foarte importante și populare și de aceea am fost foarte interesați să participăm la activitățile legate de această temă. Deci să înțeleg că problemele astea cu bullying și cu toate celelalte sunt, funcționează pe tot globul pământesc. These problems are all over the world with bullying and violence. Yes, and in our city sometimes children make suicide because they are victims of bullying. Some very gentle souls can't survive after being bullied. And it is very important to make other children aware, to show empathy, to show friendship, love, not to treat others like... Okay. Este foarte important să facem copiii conștienți de importanța acestor teme pentru că, de exemplu, în țara noastră uneori oamenii, copiii comit suicid din cauza bullying-ului excesiv și este important. All over the world, I think, in Romania too. E generalizată toată această problemă, da, e generalizată. Cum v-ați simțit aici, doamnă? How did you feel here? I feel fine, really like to be with friends, to be with family. And I like the atmosphere here because they work hard and they are always happy and smiling and relaxed. So we really feel good. M-am simțit bine să fiu aici cu acești prieteni și ei mereu au fost fericiți și ne-au primit bine și în permanență s-au asigurat că ne simțim bine. Mai veniți? Are you coming again?
came to Romania? Yes, for sure. Vă așteptăm cu drag. We like Adjud, of course. We were in Bucharest and we visited Brasov. Brasov is a very, very nice city, really European. Au fost acum, ne place Adjud, am vizitat și Bucureștiul și Brașovul, dar Brașovul ne-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Că e un oraș european. Da, domnul profesor de la... Teacher? My name is Özgür Altun. I am coming from Istanbul, Kadıköy. Istanbul? Yes, okay. Istanbul. I am coming from Istanbul. Ce predați? What do you teach? I am an English teacher at my school. Predau limba engleză. Engleză. E un liceu sau e o școală generală? Is it secondary school or high school? High school. We are at high school. Liceu. Cum vi se pare România? Prima întrebare pe care o pun. It is the first time I visit Romania. I think it is very close to our culture. I like being here. I am really happy being here. Este prima oară când vin aici, dar îmi place România pentru că eu consider că țările noastre sunt foarte apropiate din punct de vedere cultural. Avem multe în comun. Din multe puncte de vedere sunt apropiate, da. From a lot of points of view. It's because da. She likes the Turkish soap opera. That's what she's saying. Aveți niște actori excepționali în Turcia. Actors in Turkey and handsome. Da, și fete frumoase și ne uităm la telenovele, spune. We watch a lot of Turkish soap. I don't know anything about my TV series, sorry. Foarte rău, foarte rău. Mai veniți în România? Are you coming to Romania? Why not? De ce nu? Yeah. Și Turcia e foarte frumoasă. Turkey is very beautiful. Foarte frumoasă, very beautiful. Yes, it's a very, very big country and has many different parts of, so some parts of very near the Balkan Peninsula, so we share the same culture. The other parts, we have all different culture in harmony. Da, la noi în țară, pentru că este o țară mare, o multitudine de culturi trăiesc în armonie. Și e foarte frumos, beautiful. Thank you. Yes, I'm excited. This is the first time. No. Okay. Gülay Özgül. I'm English. I was English teacher, but I'm the assistant of manager. It's school. It's 10 years. 10 years, and. What's the question? Yes, am fost profesor de limba engleză, dar acum sunt director adjunct la școala respectivă, la școala. Yeah, high school. E prima dată când veniți în România? Yes, yes, it is the first time. I was hesitate at the first, how can I come, and but now I'm glad to come here. I love these people. Spune. Am ezitat la început când mi s-a propus, dar acum mă bucur foarte mult că am venit. De ce ați ezitat? Why did you hesitate? I didn't know. I live in Russia many years. I didn't like that people. I thought you are the kind of that people, but you are very different. You are so close. So thankful to Leah and Isabel was so friendly. Elia și Isabela au salvat situația. Da, de ce? Avea rețineri față de România? Why did you hesitate regarding Romania, especially? I don't know. I feel comfortable with the weather and the people, the food, but it's opposite now that I feel despre oameni și locuri, dar acum mi-am dat seama că totul era diferit față de ceea ce credeam eu. Cum să nu știe, dragă, despre România, că turcii au venit în România ani de zile și ne-au, nu? We have much history with the Turkish people. Yes. I love now being here. România, jumătate din Turcia e plină de români. Yeah, I love being here and I feel home. E sigur că da, eu glumesc acum. She's joking. Eu mă bucur foarte mult că suntem în formula asta și deși nu prea aveam timp pentru asta, dar Lia, doamna directoare, atât a insistat și îmi pare foarte bine că a insistat, că uite, pot să le arăt telespectatorilor ce ușor se împrietenesc cu oamenii dacă au gânduri frumoase, nu? I'm very glad that Lia insisted on me being invited here because
I'm happy to see how easily people can get become friends. Yes, yes, yes. I am gonna come. I will come next time, of course. I love these people. Maybe harvesting some crops in the field. They are well organized. They are very kind, very sincere. They are like friends and sister and so on. Acum trebuie să mă laud, nu? Da. Am fost foarte bine primit, sunt foarte bine organizați, cele două doamne sunt precum surorile și da, ne-a plăcut aici. Vă așteptăm din nou, cât mai repede. We are waiting for you again. I will, okay. absolutely, okay. I will. Și ultimul domn pe care vi-l prezint, de fapt ultima persoană din acest grup, este domnul Mister. Merhaba, ben Tuncay Karakaş, Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm, İstanbul'da, Türkiye'den katılıyorum. Sorry. Hello, I am the director of the Melahat Akkutlu High School from Istanbul. Bună ziua, sunt directorul școlii partenere din Istanbul, Turcia. Cum se numește? What is Se numește Tuncay Karakaş, right? Yes. Yes. Karakaş. Ce anume preda? What do you teach? I am ethics teacher and religion knowledge. Religie? Yes. Ah, ce frumos. Și etică. Yes. Beautiful. Da, e foarte interesant și bun. Și cum vi se pare, aceeași întrebare pentru toți, cum vi se pare România și oamenii de aici? Very interesting. What do you say about Romania now? România, când ne söyleyeceksin? Çok iyi insanlar tanıdım Romanya'da, özellikle bu okulda. Okul müdürü Yulia Badura'dan çok şey öğrendim. Hem güler yüzlü hem de çok çalışkan birisi, çok planlı çalışıyor. I met a lot of teachers. First of all, Yulia Badura is very friendly, very hardworking. I have learned lots of from her. Am cunoscut mulți profesori aici în școala aceasta, iar doamna director Lia Badura este foarte prietenoasă și da, am realizat multe prietenii, am încheiat multe prietenii aici. O să mai vine pe aici? Are you coming again to Romania? Same question. Tekrar geliyor musun Romanya'ya? Kesinlikle. Yes. Özellikle Brașov. Brașov. Teşekkürler. Teşekkürler. Da. Stimați telespectatori, în câteva minute v-am prezentat echipa care coordonează, nu? Sau care este implicată în proiectul Erasmus care se desfășoară la Adjud. Mă bucur foarte mult că musafirii au fost încântați de România, încântați de modul cum au fost primiți. O felicit și eu pe Lia, o felicit și pe Izabela și pe tot colectivul de aici, care, tot colectivul de la școala, de la liceu, de la colegiul Emil Bota din Adjud, care probabil că s-a implicat, toți s-au implicat și suntem și noi mândri că avem asemenea oameni, asemenea colegi, profesori în județul Vrancea și iată, acum suntem mai apropiați și de Turcia și de Serbia. Vă mulțumesc frumos, doamnelor, că m-ați invitat și am venit cu mult drag. Și felicitări și succes în continuare!